Dar preoții din aceste locuri și-au depășit cu mult împuternicirile care le-au fost date. Ei trebuiau să supravegheze activitatea mănăstirilor și nu erau proprietari acestor pământuri și acestor mănăstiri. Dar și-au însușit acest drept, trimițând să administreze aceste moșii de diferiți aventurieri. În 1873, de către guvernul țarist, este creată o administrație care administra aceste moșii care trebuia, era o comisie care dădea în arendă, arendașul plătea o sumă oarecare și vreau să spun că veniturile care au început să le aducă cele 300 de mii de desetini de pământ au crescut mai mult de 10-15 ori. Și o parte erau trimise acestor mănăstiri, iar altă parte erau folosite de zemstva din Basarabia. Și iată, unii boieri plecau la Nița, în Paris, la Roma și dădeau în arendă moșiile lor. Și acești, cine luau în arendă? Luau greci, armeni, evrei, care exploatau tețăranii moldoveni din Basarabia. Fiind redactor la aziarilor Drug Basarabia, într-o măsură oarecare, Crușevan s-a ridicat în apărarea drepturilor acestor țărani și totodată a folosit aceste ziare ca împotriva evreilor. El a fost unul din ideologii Uniunii Poporului Rus și a Sutelor Negre, a încercat să facă sau să devină un politician de talia Imperiului Rus, a editat și revista Znamea, din Rusia. Și după aceea n-a reușit să facă o carieră pe arena politică a Rusiei, cum a făcut-o Purișcheci, tot basarabean de-a nostru. A doua, și iată, antisemitismul lui Crușevan. Vreau să spun că unii politicieni de peste Prut, Nicolae Iorga, Alexandru Cuza, apreciau antisemitismul lui Crușevan, văzându-l ca un apărător ai țăranilor basarabeni. În 1926, în sprijinul studenții basarabeni și în sprijinul Facultății de Teologie a Universității din Iași, care se deschidea la Chișinău, aici a avut un marș a studenților din toată România. Și sub ideile lui Iorga și Cuza, ei au trecut aici la catedrală și au depus flori la monumentul lui, la mormântul lui Crușevan. Istoria noastră este foarte complicată. Faptul că Crușevan ne-a lăsat împreună cu cei care au colaborat la apărut almanacul Basarabia, ne-au lăsat un tablou veridic. Nici Zasciuc, nici Crușevan n-au contestat faptul că noi, moldovenii basarabeni, suntem parte componentă
a spațiului etnic românesc, a partii componente a neamului românesc. Și vreau să spun că majoritatea istoricilor de la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, inclusiv, iată, mesărit din memorie, familia, inclusiv și șeful direcției de statistică a Ministerului de Interne a Imperiului Rus, într-o lucrare undeva de 5 ori numește populația autohtonă a Basarabiei români și într-un loc unde era o tăbliță îi numește moldovin. Cel care pentru prima dată a spus că moldovenii și românii astea sunt popoare diferite a fost arhiepiscopul Basarabiei Serafim Ciceanu. Și l-au continuat începând cu cei care făceau propagandă sovietică, că sunt două popoare, au fost susținut și sunt susținut și de unii politicieni de la noi care știu precis care este adevărul, dar caută capital politică. Încă o dată vreau să-i felicit pe domnul Canim și domnul Murar cu relansarea Basarabiei Lucrușeman. Undeva prin 1926 mai este lansată Basarabia de un grup mare de autori sub redacția lui Ștefan Ciobanu, da. Cred că este în 1926 și în anii 1996, îmi pare că este din